Toți abonații Premier Energy au fost conectați la sursa de alimentare cu energie electrică. Anunțul a fost făcut de către distribuitorul de curent în această după-amiază. Potrivit companiei, dimineața au fost reconectați 860.000 de consumatori din localitățile din centrul și sudul țării în urma panei masive de curent de miercuri, iar din cauza ploilor și a vântului puternic din noaptea trecută, pe teritoriul țării s-au produs mai multe avarii în rețelele mari de tensiune, așa că 10.000 de gospodării rămăsese din nou fără curent. În ceea ce privește consumatorii Red Nord, autoritățile au declarat ieri seara că aceștia au lumină. Premierul Energy a anunțat că după deconectările masive de curent din după amiaza zilei de miercuri, 860.000 de abonați ai companiei au fost reconectați. Vremea ploioasă a lăsat însă din nou în întuneric 10.000 de consumatori pentru realimentarea cărora au fost mobilizate echipe de intervenție. Distribuitorul scrie că înțelege disconfortul din cauza lipsei de tensiune pe care consumatorii sunt nevoiți să îl suporte și reiterează că situația extrem de complicată a fost cauzată de bombardamentele din țara vecină, sistemul electroenergic al căruia este interconectat cu cel al țării noastre. Și canalul oficial Prima Sursă a explicat astfel tabloul de miercuri, având în vedere că Moldova primește 90% din curent din România. Bombardamentele rusești asupra centralelor electrice din Ucraina au dus la întreruperi în țara noastră, pentru că sistemele energetice ale Moldovei și Ucrainei sunt conectate între ele. Situația critică din Ucraina a dus la întreruperea automată a unei linii de tranzit pe teritoriul ucrainean, care aducea electricitate din România. Această întrerupere a avut loc pentru a proteja rețelele și stațiile electrice de la suprasarcină. Dacă nu s-a aplicat deconectarea automată, spune el, stațiile electrice puteau fi serios afectate și întreruperile puteau dura mai mult. Se menționează în text. Deputatul a mai menționat că o linie directă de mare tensiune care să ne conecteze cu România nu ar fi ajutat, dar a adăugat că anul acesta a început construcția liniei Chișinău-Vulcănești de interconexiune cu statul de peste Prut, care va avea o lungime de 158 de kilometri și va fi gata aproximativ în 2 ani. Precizăm că miercuri, în jurul orei 14:30, au fost înregistrate întreruperi masive de energie electrică în toată țara. Lumina a fost deconectată și în capitală, unde semafoarele au încetat să funcționeze, la fel ca bancomatele, iar troleibuzele au rămas blocate în trafic. Întreprinderea Moldelectric, operator de transport și de sistem energetic, a anunțat că întreruperile s-au produs după deconectarea automată a liniilor electrice, care asigură transportul de curent pentru țara noastră. Urmare a bombardării sistemului energetic ucrainean, după aproximativ 2 ore, curentul a început să revină.